O întrebare des întâlnită. M-am înscris la pelerinaj sau umbra. Ce trebuie să iau cu mine? Ce lucruri trebuie să pun în geantă? O să vorbesc mai mult despre geanta care este necesară în timpul, în interiorul călătoriei. Și nu mă refer acum la ce haine trebuie să ne luăm, poate într-un alt clip. Este bine ca fiecare pelerin sau cel care merge la umbră să aibă la el un rucsac, o geantă de spate, o geantă practică, nu prea mare și nici prea mică. De ce această geantă? Ce trebuie să punem în această geantă? Adică o geantă în care să avem unele lucruri care să le ținem permanent la noi. Ce ar trebui să avem în această geantă? În primul rând să ne punem în această geantă un covoraș de rugăciune. Un covoraș nici prea gros, nici prea subțire. De ce covoraș de rugăciune? Pentru că de multe ori nimerim timpul de rugăciune în afara moscheii. Nu apucăm să intrăm în moschee sau este foarte aglomerat și stăm în afara moscheii, în exterior. Dacă vremea este răcoroasă, marmura este rece. Dacă e caldă, marmura este caldă. Și atunci este foarte bine, este foarte practic și foarte benefic să avem acest covoraș de rugăciune. Întindem acest covoraș și facem rugăciunea. Chiar uneori suntem nevoiți să facem un loc unde nu este tocmai curat jos, pentru că fiind foarte aglomerat, nu apucăm să ajungem. Am făcut de multe ori rugăciunea și pe stradă. E bine să avem un covoraș de rugăciune. Ce alt lucru să avem în această gentuță? Să avem măști. De ce masca? Masca o se folosea în timpul pelerinajului și înainte de pandemie. Ori de câte ori intrăm în zone aglomerate, ori de câte ori venim în zone în care, știu eu, aerul este cald, este, nu știu, insuportabil, sau sunt bate vântul, e praf, e mizerie, folosim masca. Ne ajută foarte mult, acolo o să avem imunitatea scăzută, ne ferește, ne protejează și e bine să avem la îndemână această mască de evitat în timpul ihramului. Știți că nu trebuie să aibă, mai ales femeile, fața acoperită, gura acoperită. Un alt lucru care îl mai folosesc oamenii, am văzut, și poate e practic, mai ales pentru cei care sunt întotdeauna mai speriați, mai, știu eu, debusolați, să-i spunem așa, de aglomerație, se pierd și nu mai știu câte tawafuri au făcut. În această situație am văzut că sunt un fel de șir cu niște bobițe, mătănii, special pentru tawaf. Sunt 7 bobițe. Cum ai ajuns în dreptul de unde luăm startul de tawaf, tragem o bobiță. Mie personal mi s-a întâmplat și altora ne întrebăm, am făcut de 3 ori, am făcut de 4 ori, ne-am învârtit de 5 ori, știți că facem tawaf în jur la Kiabe. Tawaf înseamnă 7 șauturi. Un șaut este un ocol. Trebuie să facem 7 ocoluri ca să ținem minte. Este benefic. Un alt lucru important, șervețele uscate, șervețele umede. Pentru că acolo o să vedeți aerul condiționat mai peste tot, ventilatoare, avem nevoie. E cald, transpirăm, avem nevoie să ne ștergem transpirația. Șervețelele umede, preferabil în timpul ihramului, să nu fie parfumate. Să fie șervețele umede, un pachet mic, șervețele uscate la fel, un pachet mic, să avem la îndemână. Un alt lucru care să-l avem la îndemână, un Coran. Pentru cei care au Coran, pot citi din Coranuri mici de buzunar, să aibă la îndemână în această geantă un Coran mic. La moschee, la Kiabe, la Medina, la Mecca, peste tot la moschei sunt Coranuri, sunt diferite mărimi, nu este problemă, dar în călătorii, vizitele care le facem, stăm în autocar, de multe ori la pelerinaj mai ales, uneori stăm ore și în autocar. În ziua de azi foarte mulți oameni folosesc telefonul, dar poate mai sunt oameni care încă folosesc Coranuri de buzunar, e bine să avem și un Coran la îndemână. Un alt lucru important pentru cei care iau pastile, să aibă pastilele în această geantă, pentru că nu se știe cât întârziem în trafic, nu se știe cât întârziem, întotdeauna pastilele să fie la îndemână, poate nu găsiți acolo aceste pastile, tratamentul care luați și celelalte probleme de sănătate pe care le aveți și pot interveni acolo, preventiv toată lumea să-și ia pastilele și să le păstreze în această geantă. Un alt lucru important, trec pe scurt foarte repede, este un portofel în care să ne punem bunurile. De preferabil, de exemplu, sunt unele companii aeriene care pentru pelerini dau niște gen portofel, mă rog, cu fermoar, care se pun
sub cămașă, în interior. Se agață de gât cu un șnur. De ce? Din păcate, aceasta este realitatea. Și la Chiabe și la Meche sunt hoți. Sunt oameni care vin să fure la pelerinaj. Sunt multe astfel de cazuri și atunci, ca să fim precauți, să ținem banii la loc sigur. Banii și bunurile. Pentru că în acel portofel care îl agățăm la piept și îl ținem ascuns în interior, sub cămașă, când ne aglomerat mai punem mâna să, mă rog, mai sunt oameni care vin și țin pașapoarte. Unele firme care organizează pelerinaj nu îți dă pașaportul în mână. Toate, la pelerinaj mai des, dar la Umra, de exemplu, nu prea îți dau pașaport în mână. Și preferabil să nu umbli cu pașaportul în mână pe acolo, pentru că de multe ori ajungi în situația să-ți pierzi pașaportul și îngreunezi foarte mult situația. Cel mai bine este ținând toate pașapoartele la un loc. Cum am ajuns, am trecut de control pașapoarte la aeroport, se adună pașapoartele, se țin toate la un loc, în siguranță, și la hotel la fel, este mai bine. Dar în cazul în care ești nevoit să ții pașaportul la tine, să-l ții într-un loc sigur, ca nu cumva să-l pierzi. În acel rucsac, am spus că să avem un rucsac, să nu fie nici prea mare, nici prea mic. De ce am spus nici prea mic? În acel rucsac să avem și o pungă, două din plastic. Gen pungi pentru gunoaie, pungi pentru... De ce? Ca să punem încălțămintea. O să vedeți că la Chiabe, la Medina, la Mecca, când intrăm la moschee, toată lumea își lasă încălțămintele afară, unii și le iau înăuntru. E indicat să iei încălțămintea cu tine. De ce? Pentru că afară se împrăște încălțămintele, se amestecă, cei care fac curățenie vin, le iau pe toate, le aruncă sau... Mă rog, de multe ori se întâmplă, a intrat, ți-ai lăsat încălțămintele la intrare, papucii, la ieșire nu-i mai găsești. Așa, în siguranță, e luat, e pus în punga de nylon, de, sac de gunoi gen, o sacoșă, și ai pus în rucsac la loc sigur, unde te-ai dus, ții încălțămintele cu tine, sau poți să iei sacoșa, să o pui, are loc special amenajat pentru încălțăminte, în locul în care te-ai așezat pentru rugăciune, să ai încălțămintele la, în apropiere de tine, astfel că să nu fii nevoie să alergi după ele. Un alt lucru care ar trebui să-l avem, mai ales pentru cei care suferă, creme. Cremă de soare, pentru cei care au probleme cu soarele. Mecca, mai tot timpul anului, Medina, e foarte cald. Să ne protejăm. Iar pentru pelerin, în timpul ihramului, mai ales pentru bărbați, este bine să avem creme, pentru că, știți, ne punem acel ihram în partea de jos și nu mai avem nimic, pielea pe piele, mergând foarte mult, se freacă, sunt răni foarte dureroase, deci strică pur și simplu cheful de mers, nu mai poți să mergi, dureri, și decât să te chinui, o cremă, să o ai întotdeauna la îndemână, sau praf de pudră din aceea de tălc, ca să ferim aceste răni care ne vor îngreuna mai târziu situația. Ciorapi, la fel, e bine, de multe ori, de exemplu, când facem tawaf în jur la Chiabe, facem descurți, acolo mai e mizerie sau nu știu ce. Sunt persoane care sunt nu se simt bine, de exemplu, atunci să ai și o pereche, două, trei de ciorapi de culoare închise pentru aceste zone, la fel pentru încălțăminte. Multă lume, de exemplu, hai că mă duc la Mecca, hai că mă duc la Chiabe și cumpără încălțăminte speciale noi. Acolo trebuie să avem încălțăminte cât mai practice. Preferabil papuci. Papuci cât mai practici și nu noi. Chiar dacă i-am luat de noi să-i purtăm, să ne obișnim, să piciorul se obișnuiască. Pentru că dacă ți iei tenis, de exemplu, încălțămintele ideale pentru pelerina și umra sunt papuci și ceva ușor, gen Adidas tenis. Să fie foarte practic, foarte ușor, ușor de încălțat și practic în mers. Mulți vin cu încălțăminte noi și după aia se trezesc maros pantoful, maros adidasul, nu mai pot să merg, am rană. De ce? Papucul la fel, pentru că fiind o încălțăminte nouă, piciorul nu e obișnuit și ajungem în altele. De aceea, preferabil ca încălțămintele, chiar dacă le luați de noi special pentru umbră sau pelerinaș, să le purtați înainte să mergeți la umbră sau pelerinaș, cât de cât să ne obișnuim cu acele încălțăminte și piciorul se obișnuiască și încălțămintea să se obișnuiască. De exemplu, pentru cei care au astfel de încălțăminte noi sau nu, întotdeauna e bine să aibă în geantă și un plasture. În cazul în care a avut rană,
din cauza încălțămintelor sau orice altă rană, să avem plasture la îndemână în această geantă la fel. Deci sunt lucruri care sunt importante.